Bună ziua, dragii mei, o să și în videoclipul de astăzi vom discuta despre tendințe noi în ambalarea mărfurilor. În tehnica ambalării mărfurilor pe plan mondial se observă mai multe direcții de orientare care vizează atât materiale de ambalaj ambalajele cât și metoda de ambalare. În privința materialelor de ambalaj se manifestă tendința de înlocuirea materialelor clasice, hârtie, carton, lemn, textilă, sticlă, metal, Materialele noi, dintre care cele mai importante sunt materiale plastice. Vechile materiale de ambalaj sunt folosite în mod mai restâns ca atare, căutându-se să li se asigure proprietățile superioare prin combinarea lor cu materiale cu caracteristici deosebite, cazul materialelor complexe. Metodele de confecționare a ambalajelor suferă și ele schimbări, astfel ambalajele de carton se mai obțin prin ștanțare, dar în cea mai mare măsură se observă orientarea spre prelucrarea cartonului prin ambutisare. De regulă, confecționarea ambalajului se mai face în întreprinderi separate de întreprinderea părăcătoare de bunuri de consum, ci pe linii tehnologice care asigură continuitatea procesului de obținere a ambalajului cu cel de umplere și închiderea acestora. Întrăsătura caracteristică este, deci, Creșterea ponderii marfolor preambalate în industrie, metodă ce are consecințe pozitive în economia fiecărei țări, care are o practică reducerea cheltuielor de circulație, creșterea vitezei de cumpărare, organizarea magazinului cu autoservire sunt folosite pe scară largă ambalaje cu dimensiuni corelate cu dimensiunea palatelor de transport. În aceste ambalaje se cuprind același volum de produse, dar cu masă specifice diferite, 1000 grame zahăr, 750 grame ore și așa mai departe. În vederea înlăturării pierderilor suvenite în urma deschiderii unui ambalaje, și neconsumării în întregimea produsului, pe plan mondial se dezvoltă ambalaje fracționate, ele cuprind într-o unitate de ambalaj mai multe doze corespunzătoare consumului într-o singură dată a unei dintre acestea. În același timp, pentru ușurarea cumpărării și a transportului mărfurilor de către consumator, sunt utilizate ambalaje multi-pack care cuprind mai multe articole diferite procurate într-o singură cumpărare. De multe ori ambalajul dă indicii asupra prospețimii produsului, astfel s-a obținut un indicator de prospețime, adică un indicator de pecaș a cărei culoare, ca și cartea de turnesol, variază în funcție de alterarea produsului. Culoarea albastră acestui indicator se schimbă în verzui, galben și așa mai departe. Depozit, deoarece ambalajele recuperabile ridică serioase probleme legate de depozitare, recondiționare, transportul lor, tendința mondială este de folosirea ambalajelor pierdute, recuperabile, cu o masă proprie foarte scăstă, datorită folosirii materiale adecvate, materiale plastice sau complexe metal laminat în foițe străvezi. Ambalarea mărfurilor se realizează astăzi cu mașini automate de mare capacitate capabilă să asigură metode de ambalare cele mai corespunzătoare, păstrării calității și integrității produselor. Se folosesc procedee moderne ca ambalarea sistem criovac în strat cocon sau cu pelicule protectoare, Pe linia folosirii celor mai indicate ambalaje se înscrie utilizarea ambalajelor izotermice tropicalizate. În țara noastră, ambalarea mărfurilor înregistrează progrese însemnate. Din ce în ce mai multe sunt folosite materiale superioare de ambalat importate sau produse în țară. Astfel, industria alimentară folosește materiale ca hârtie, sulfat, albite, monocerate, care permite termosudare, foițe de aluminiu, cașerate, carton, velindur, dur, cașerat cu filme termoplastice, celofan, lăcuit, impermeabil, meterfest. Din grupa materialului plastic se folosesc folii de polietilenă, folile criovac, polistirenul transparent. Pe linia îmbunătățirii ambalajelor s-au produs sticle inscripționate simplu sau colorat, folosite la îmbuterirea uliilor, apelor minerale cu rezistență superioară datorită folosirii sticle cu strat de silicon. Cutii din metal litiografiat. O serie de întreprindere au fost dotate cu mașini și linii tehnologice moderne pentru ambalarea produselor. Fabricile Bod, Giurgium, Dembăvița, Braila dispun de mașini automate tip HSR pentru preambalarea zahărului, făinii, orezului, combinatul Dobrogea, Fructus, Timișoara, ambalează biscuiți pe mașini tip Acma și Baker Perkins, iar fabricile Bucureștii de Dezorbirea Brașov sunt prevăzute cu mașini Hamac, HANSELA pentru preambalarea bombanei. Acestea sunt numai câteva exemple, numărul lor putând fi extinse. Asta era în trecut, am dat și eu câteva exemple ca să vă faceți o părere cum era atunci și cum e acum. Mai s-a simplificat unele operații, unele s-au mai uh, complicat. Uh, și tehnologia a evoluat foarte mult. Se acordă o deosebire atenția ambalării produselor. Încălțămintea superioară este preconizată a se ambala mai întâi în pungi de țesături flaușate și apoi în cutii individuale. Confecțiunile se vor ambala în pungi sau saci individual de polietilene în cu zafără omeraj. Fiecare bucată de țesătură se va ambala în celofan sau material plastic. Articulele de sport, obiecte de uscaz în sticlăria, de asemenea se vor ambala individual ambalaje confecționate din PVC, spandat, amba. Ambalajul jucărilor va asigura numai protecția prosă, dar în același timp va fi și el însuși un în mijloc, o posibilitate de joacă, de exemplu cotile pentru păpuși se vor putea transforma în pătuțuri. În general, tendințele în domeniul ambalării mărfurilor în țara noastră se axează pe folosirea materialelor noi de ambalaj și produce pe cât posibil acestora în țară, dotarea întreprinderilor producătoare de bunuri de consum cu mașini și linii automate pentru ambalarea produselor. Folosirea celor mai moderne metode de ambalare a mărfurilor, extinderea preambalării mărfurilor numai la mărfurile alimentare, dar și cele industriale, răspândirea sistemului de ambalare pe volum și așa mai departe. O stimă și respect față de persoanele care mă videoclipul. sunt Virgil, vă salut și vă doresc o zi că mai frumoasă. Ne vedem data viitoare la un viu videoclip. P.S. Yes, nu uitați să dați like, dislike și dacă v-a plăcut un pic mai mult, dragii mei, vă rog, abonați-vă!